Anul acesta este unul cu emoții pentru elevii de a doua, a patra și a șasea. Aceștia vor susține primele examene naționale. De data aceasta, calendarul evaluărilor naționale s-a modificat, dar nu și modelul testelor. Acestea vor fi ca și până acum de o dificultate medie, iar durata alocată rezolvării este de 30 de minute pentru fiecare test susținut de elevi din clasa a doua, respectiv de 60 de minute pentru probele scrise de elevii clasei a patra și a șasea. Acestea sunt evaluate în cadrul instituției de învățământ de către cadrele didactice din respectiva unitate în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimei probe. În anul școlar 2018-2019 a apărut în monitorul oficial ordinul privind calendarul evaluărilor din acest an. Au suportat anumite modificări. Elevii de clasele a doua vor avea evaluarea în perioada 7-10 mai, limba română în 7 mai, scrisul, citit în 8 mai, limba română 8 mai și matematica 9 mai, 9 și 10 mai. Cele de clasele a patra, evaluarea națională, în perioada următoare 14-16 mai, iar evaluările pentru clasa a șasea 22-23 mai. Atât părinții cât și elevii nu trebuie să-și facă griji pentru aceste evaluări. Exercițiile vor fi structurate conform programei de la clasă. Se urmărește evaluarea cunoștințelor acumulate de cei mici, dar și acomodarea acestora cu examenele. Părinții nu trebuie să-și facă probleme atâta vreme cât copiii sunt pregătiți și materia este parcursă. Subiectele nu pot decât să respecte programele școlare și nivelul de dificultate tot timpul este de nivel mediu. Rezultatele obținute la aceste evaluări nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei.